Alexandra, ce spui Achebono? Mă ascultați? Da, te ascult. Din cauza că eu am spus lui Alexandru, lasă-l în pace și nu mai umiți. Asta am spus eu, două secunde. Asta am spus eu și am spus, le-am spus la toată casa. Care a fost influența asupra cui? Păi întreabă-i pe ei, nu mă întreba pe mine. Băieți! Da, așa a spus că vedeți și auziți tot. Ia zi, Nicos, că spuneai ceva. Ați spus că vedeți și auziți tot. Da, ați auzit că mi-am spus, nu, lasă-l în pace, nu ați mai auzit ce mi-a spus mie mai devreme, Marinescu? Că nu este de rangul nostru să fac el glumic. Ascultă-mă! Păi dacă vorbiți unii peste ceilalți, nu aud, Nicos, dar pot să-mi spui tu. Ați auzit ce mi-a spus mai devreme, Marinescu? Spune tu! Poftim? Spune tu, pentru că dacă vorbiți unii peste ceilalți, eu nu aud. V-am întrebat dacă ați auzit dumneavoastră ce mi-a spus Marinescu mai devreme, când am stat eu pe fotoliul acela galben. N-am auzit, spune tu. Vă spun eu ce a spus. A făcut un gest așa micuț. Bagă-te și tu în discuțiile mele. Ceva păi, de da, am zis, bagă-te, da? Pentru că... Nu, am zis treaba asta pentru că nimeni aici nu recunoaște momentul în care zic ceva. Că avem pretenția, dacă am fost prieten, să te bagi, înțelegi? Marinescu! Domnișoara Cristina! Ia zi! Vă dau un exemplu. Nu se poate așa ceva, trebuie... Marinescu! Nicos, te crezi în filmele cu polițiști? Vreau să vă dau un exemplu. Ce cauți acolo după canapea? Vreau să salvez pe Marinescu că se îngroapă singur. Bă, lasă-l, bă, frate, să zică și el ceva. Dă zi, Alexandru. Vreau să vă dau un exemplu. Stăteam pe canapea, vorbeam cu George mai înainte. Așa. Nu aveam nicio mică legătură cu ceea ce făcea Marinescu în bucătărie. Nici măcar atât. Și s-a găsit Marinescu. Ce-o zis Marinescu, că am uitat? Că de ce stau așa tălănit? Deci el și-o caută cu mine mereu când vin în casă. Ai curaj, ai curaj. Nu vorbești tu că vorbești prost. Ai curaj să dă un pic timp înapoi. Da, în momentul în care ai acolo să vedem, să vedem cine a pornit discuția. Ai curaj? Băi, vorbeam eu. N-ai. Aseară am stat în hotel, am mâncat toți la masă, n-o deschis un cuvânt, astăzi când vine aici, continuu. Eu sunt băiat deștept și nu-l ascult. Doamna Cristina, ne simțeți dacă doar în emisiune? Sunt băiat deștept și nu-l ascult și nu-i dau importanță, dar nu aș vrea să ajungă la punctul în care să mă enerveze și mai tare. Doamna Doamne Cristina, ferește. Vă duceți aminte când s-a băgat în subiectele mele japcă? Când s-a băgat deodată așa fără să fie... Și știu și fetele și știu și băieții. Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Asta este stilul lui. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră de ce... Este stilul lui. De ce... Taci un pic, călugăre. De ce aseară... Nu a vorbit nimic cu mine, dimineață în autobuz nu a vorbit nimic cu mine, au venit aici să te-am plipat, de ce mă întreb pe mine și nu-l întreb pe el? Păi l-am întrebat, dar nu-mi răspunde. Să tragă și fetele concluzii că Alexandra a dus la cunoștință că este influențabil. Băi, dar ce e apărarea? Cine te-a influențat? Păi zic, de ce e apărarea? Bă, tu ești singur, nu-ți n-ai așa, eu sunt singur și care e problema? L-a pus pe ăsta să vină să te bată sub curent. Care e problema? Te-a pus pe ăsta să te bată sub curent. Zici că ești țața, la Ana care știe tot de la asta din față. Băi, caută doar materiale, el are suflet bun Marinescu, cu afară emisiu. Ce bun este, bătă-te-mi? Ia pe bună, calmați-vă! Dacă ești o calță, dă-te pe domnișoara Cristina. Îl vedeți cum râde acum, nu? Uitați-vă ce față are. Păi dacă mă atacați non-stop, non-stop mă atacați. Vă place? Atacați! Tu! Mi-aduc aminte de toate. Domnișoara, stăteam pe pași. Haideți să vă spun cum stă situația acum. El a venit prima dată în casă, a văzut că în momentul când cineva este singur. M-a atacat toți pe mine, nu-i frumos ce faceți. Du-te acasă! Nu-i frumos ce faceți, toți m-a atacat. Băi, ieși afară, George, ai singur, ieși afară să te ajut. Pentru teatrul ăsta care îl fac... Niciun teatru. Marș afară! Asta spun. Nu fac niciun teatru, dacă mă atacați toți nu-i frumos. Bă, Cristina. Eu sunt de două luni aici, măi pe mine o Caterina. Măi, eu vă rog tare mult să nu vă mai comportați în felul acesta. Nu, Marinescu, nu-i mai interzis, nu este normal să faceți ceea ce faceți. El insistă și el instigă. Domnișoara, ce face? Băi, manevrează pe toți, se foarte simplu. Exact, se apropie eliminarea. George, trebuie să ne rezolvăm problemele discutând frumos, nu prin acțiune de genul acesta. Da, se apropie eliminarea și nu știe cum să facă scandal. Că vrea să fie el. Așa a zis. Că vrea să fie el. Ăsta ești tu. Fetele, ca și voi. Hai, stai să ne uităm. Dar nu am făcut nimic. Nu am făcut nimic. El a aruncat pe mine. De ce zici la ta și pe ăsta? El a aruncat. Pentru că ăsta a început scandalul. Băi, nu ți-am făcut nimic. Băi, erai aici pe canapea și nu ți-am făcut nimic. Asta? Erai aici pe canapea. Eram acolo, vorbea cu Nicos.
aia, o tubă de aia, înțelegi? E foarte simplu, de la aia la porni. George, da. Vă băgați toți pe mine și mi-e ok. Ia toți frumos pe scaune, nu vă mai întoarceți cu spatele la cadru și hai să vorbim. Dar n-avem ce să vorbim, că... Adică n-avem ce să vorbim, Alexandru, tu decizi aici cine vorbește și cine nu? Păi nu avem ce să vorbim cu el. Am înțeles lucrul acesta și de aceeași părere ca și voi sunt și fetele. Tactica asta. Ele spun de asemenea că Marinescu instigă. Tactica asta și materialul ăsta pe care el încearcă să-l facă acum, să știe că pentru mine e expirat, că sunt de două ori în această casă și știu foarte bine ce să vrea. El vrea din nou să fie victima noastră, asta vrea el. Nu, să fie victima. Taci, că acum vorbesc. Băi, ai făcut un teatru aici, taci din teatru. Vrea să fie victima noastră, că dacă este victima noastră, o să fie... Bă, mă las să vorbesc. Nu mă mai atacați și nu mai se reacționează. Bă, nu când voi săriți. Când voi sări 6 inci pe mine, simt că trebuie să mă apuc. Da? Mințiți cu tot. Așa, Cristina. Voi mințiți. Dacă vorbiți pe rând, eu n-am cum să vă înțeleg și sunt nevoită să urlu. Zinigos. Așa, Cristina, în caz că nu ați înțeles sau nu a fost nimeni atent, în momentul în care Marinescu a început să argumenteze mai devreme, l-a făcut pachebonul țața Leanca, zici că ești țață de-aia de, de-aia seara. Păi da, pentru că se va gândi că mai trebuie. Așa la bătaia, hai să fim sigur. Nu vreau să tac. Eu îi spun frumos, m-am dus și am spus frumos. Dar ce s-a întâmplat? Nu mai mă băga pe mine că l-am influențat. Eu că băiatul nu este influențat. Eu din contră am spus, băi, nu mai glumi cu el. Lăsați-l, v-am spus și ții, nu mai glumiți cu el, care glumi de plasare. Și a, dar cine a spus, mă, că maica stareți care știe tot? Îți spun încă la ta că am vrut să-l fac. Ești... Ești o... Mă, dar nu știi chi... Lași pe ăsta să te enervezi? Dar nu mă enervează, dar vorbești mult. Vorbești mult, că poți să-ți păstrezi calul, n-ai cum. Să mor dacă ai cum. Păi, Iisus Hristos. Eu îi spun, încerc să-i explic omului, băi, nu mai mă băga pe mine, că nu eu l-am influențat, eu de contră am spus, bă, stai calm, liniștește-te, nu mai faceți glumi cu el. Și el vine și spune că îl influențez eu. Băie, să nici dar ce ai făcut? Că eram aici. Mă, frate, eu m-am dus și am spus lui, băi, nu spune că este ușor influență, dar tu ești doar tu, tu ești ăla care știe tot, tu ești Maica Stares, care știe tot. Și? Ce? Ce sunt? Am s***a la gură, să-i din sus din gură. I-a spus, băi, evitați-vă, nu mai faceți lume unul cu altul, că uite așa, să ajungi la certuri, la discuții și nu-i bine. El stă așa, te așa îmi stătea. Dar ce ești, mă, tu, Maica Stareță? Păi, bă, dacă eu te aplanez pe tine și spun, nu mai fac glumii cu el. Nu mai faceți glumea amândoi. De ce spui că eu sunt când influențez eu? Sau că îl influențează grupul? Nu mai spune treaba asta, că nu-l influențez nimeni. Stați așa, stați separat. I-am zis și eu ce-mi baie. Că o scârbetiți spatele Alexandru. Mă, Alexandru e imparțial aici, nu ține nimeni spatele. Eu dacă las pe Alexandru să te bată, te bate de ce? Dar nu vreau eu să... fii omul făcut și te bate fiecare în parte care vrea, fără brigadă, fără nimic, să știi, spun eu. Știi toată lumea, s-a băgat în niște, n-am avut treabă ce s-a băgat în subiectele mele. Asta caut el, caută centru atenție, caută de acolo, de acolo. Mă, dar cobor la nivelul, lasă-mă. Nu mă cobor, frate, dar dacă eu încerc să-i spun omului, băi, frate, separați-vă, nu sunt glumii care să le faceți voi cu toții, nu, mă, nu spune că le influențăm noi grupul, da? Hai să zic o treabă. Am mai glumit cu toții cu el. Alexandru nu a fost influențat de noi. A luat el glumele noastre și l-a făcut și el. Nu a fost el. Influențat, a vrut el, a văzut el că glumim noi cu el și a glumit și el. Sau că am glumit eu și Paul, că într-adevăr eu cu Paul am glumit mai mult. Trebuie să înțelegi și tu, Marinescu, o să vorbești și cu Achebono, că acest comportament este total nepotrivit. Domnișoara Cristina! Am trebuit întrebare, bine! Marinescu, și faptul că îi instigi... Domnișoara Cristina! Care 6 inci, dar tu îi faci de sară pe tine! Ai și tu parte de vină pentru că îi instigi, nu este normal! Domnișoara Cristina, dar acolo om logic, logic. Când vreodată un bărbat sau o persoană o să reușească să facă față altor cinci. Ceea ce face el acum este fix teatru, teatru, atât. Care teatru? Dacă el crede că
se poate lupta cu 5 oameni. Dar de ce să vă luptați când puteți vorbi? Păi ce ți-am fost? Păi dacă eram tu acum când ataci o persoană, în ce poziție te vezi? În ce poziție te vezi tu când ataci o persoană? Acum tu, în ce poziție te vezi? Tu în ce poziție te vezi? George, vă rog să vă calmați și să vorbiți pe rând. Păi tu în momentul când jignești. Dar nu mă mai băgați în seamă, nu mai faceți glume proaste, înțelegi că eu pic prost. Tu și nu conștiințe. Păi nu, tu când l-ai atacat inclusiv în fața fetei, în fața domnișoarei. George Marinescu! Tu când l-ai atacat pe ăsta, bă, l-ai atacat singur. Te l-ai la pornit. Băi, prietate, tu când a văzut domnișoara Cristina. Dăm timpul înapoi, dăm timpul înapoi și să vedem ce ăla va. Așa se ce o canapea de rog. Tu ești prost singur, fraiere, băi. Băgat domnișoara Cristina să încheie. Vă rog foarte mult să vă gândiți din nou la ceea ce faceți, la lucrurile rușinoase care nu și-au sensul în domnișoara Cristina, domnișoara Cristina, vorbim să calmați pe Bono și să aveți grijă ca Alexandru Mari, ca Cristian Marinescu să nu iasă din casă pentru moment. Nu, pe 8 ore s-au încheiat. La revedere. A văzut că a mers șmecheria materialului când a fost Nicos singur și a văzut că atacăm noi. Acum s-a găsit și el să atace și el la rândul lui, să dea și el bine. Dar nu o să dea bine. Nu o să dea bine dacă ești atât duce capul pe el încât să creadă că se poate lupta cu, nu cu 5 persoane, cu 3 persoane în această casă, este fix total greșit. Noi l-am adus, noi îl dăm afară. Asta să știi. Nu s-a mai pus problema de bătaie. De bătaie n-a mai fost problema de când a venit Teriar Smart 2. Ăsta când a venit și a intrat în casă, n-a fost problema de bătaie. Se apropie eliminarea. Marinescu când a venit acum, e sigur la bătaie. Deci până acum nu s-a mai văzut de bătaie în casă. Nu, faza e că în hotel nu comentează nimeni, nu vorbește, vine în emisiune și face gâtul mare. Că se apropie eliminarea și vrea să fac un pic de materiale ca să nu plece el acasă, așa sau oară. Băi, eu-s cu mine, am respectat tender, dar nu se poate. Mie îmi pare rău de voi, dar nu se poate. Nu vezi că atacă unde... Nu mai faci glumi cu el și nu Paul ne-a spus. Băi, și am făcut ceva? Păi asta e chestia. N-ai văzut cum s-o luat? Ce-ai spus tu, maica asta, da. Știi tu, pătate? După aia, dacă îl batem, nu-i bine. Caută să iasă și el pe televizor. Asta caută, să iasă și el pe televizor. Se apropie eliminarea și nu știi cum să mai stai înăuntru, băi, ca călugării. Dar pentru asta ți-o iei. Dacă eu am vrut să fiu băiat și să nu spun nimic, te-am respectat și ți-am vorbit frumos, tu vii și o dai cu din alea că te ridic și te bat. Băi, ăsta, călugări. Nu rezolvăm nimic. Despre aia, despre tot așa ceva. Eu? Spune dacă ai calmat. Gata, frate. Băi, Paule, crede-mă că îmi pare rău, frățiorul. Dar mă atacă non-stop, ce vrei să fac, să tac? Mă fac în toate alea, pe bune. Nu e ok. Înțeleg că e bun în tovarășul, dar nu e ok, frate. Scuză-mă. Cum ești? Ești tank. Unde așa ești? Așa ești, ești tank. Stai, mă, liniștit, mă. Tu de ce faci asta? Că știi că nu poți să-ți iei... Știi că nu poți să-ți iei bătaie, de-aia faci asta? Băi, nu mă mai ataca. Cine? Mă mai atacați, frate. Eu? De ce nu recunoașteți? Puteai fi atent în momentul în care... Ascultă-mă! Zi. În momentul în care a zis Alexandru, de-aia lui Nicos, i-a zis treaba aia urâtă de mine, da? În momentul ăla trebuia să zici. Și eu când ți-am zis, băi, George, e ok? Bă, dacă îmi stăteai aici... Să zici, bă, dacă îmi stăteai aici... Bă, ai dreptate, mai dacă tu stai cu mine aici pe canapea și vii așa, te dai pe lângă mine, mă pupi, îmi pui piciorul, atât îți place? Păi tu ești catalogat singur, frate. Lumea te cataloguează după gestiile pe care tu le faci. Adică îți place să vii să te dai tu că faci materiale când... Nu și momentul când vine și spune... E supărat, nu? Sau cum? Pune și mie alt bărbat, pune și mie alt bărbat. Misiunea asta cum ai făcut? Cine a făcut, mă? Tu! Patru, bimbă ei, bă, alea. Ce, omul a catalogat după ce a văzut? Da, mă, da. Păi? Niciodată nu o să... Niciodată aici... Nu o să țină nimeni cu mine, ca să știi că voi aveți bisericuța voastră. Tu cu el. Ce mi iau? Nu mă mai atacați. Păi nu mă mai atacați, frate. Tu ai vorbit atunci la Nicos prost. Am zis să nu mai facă glume. Paul i-a zis de dimineață lui George, da, a făcut o glumă. I-a zis lui George, am înțeles, da?
Nu am zis nimic. Dar atunci când ți-a zis ție Nikos, ai vorbit prost. Și ți-a zis, nu mai face glume de asta, frate. Nu mai face glume de asta, că nu-mi plac. Ți-am zis, nu mai face glume. Băi, ești... Dacă eu ți-am zis ceva. Dacă eu ți-am zis ceva. Că nu se filmează, mâine de azi. Se filmează. Bă, ești, ți-am zis, ți-am zis să nu faci, să nu... Și dacă faci, ce s-o întâmpla? Bă, stai... Nu m-ai enervat? Ce, s-a terminat? Ce? Nu m-ai enervat? Ăsta de... Duce alt telefon. Ai telefon la tine? Faci un telefon. Faci vloguri în cimitire și n-ai o poză cu fita pe net. Ai ajuns să bagi un copil în discuție doar pentru simplu fapt că nu mai ai cu ce să o ataci. Ești penibil! Băi, palmaresul lui Mike Tyson, lasă garda jos. Nu vreau să las nicio gardă jos! N-ai clas pentru mine! Dacă el are impresia că eu nu-mi iubesc copilul vreo secundă, se înșeală. Ești concurentă? Păi nu știu, ai vrea? Ești în extaz! Știi că ai posibilitatea să rămâi, dacă îți dorești. Și acum te întreb, ți-ar plăcea să mai rămâi aici? Ești în continuare supărată pe Jador, simți că îl influențează? Fix el este de vină. Jador este motivul pentru care tu te-ai despărțit de Bogdan. Ne pregătim pentru o cerere în căsătorie la Puterea Dragostei. Voi să-mi țineți trena, da? Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.